Ne-am întors în studio, Urban Groove, Tananana, intervenim alături de Koji și de Paul PTM, discuție foarte, foarte interesantă. Cum era la început, că le-am promis ascultătorilor că le povestim despre cum era atunci când te apucai să cânti rap? Avea instrumentale, versuri... Greu. Versurile, chiar dacă erau greu să faci rost de instrumentale, să lucra cu... pick-up-ul cu casete audio. Fii atent, apropo de asta. Yeah. Apropo de casete și așa. Hip-hop adevărat, de MNG cântat. Așa, a fost creat pe instrumentalul grupei Almighty RSO, nu știu dacă pronunț bine. Almighty RSO, da. Amintiți-vă acel... Și că nu știu dacă știe cineva de Almighty RSO. Nu știe nimeni, oricum. Dar nu e o problemă. Așa se făceau. Așa se făceau. Da. Cântați și pe Apache, pe Gangsta Beach, voi? Da, parcă aveați, ilegal, nu? De la Apache Indian. Nu Apache. Apache, Gangsta Beach, da. Deci asta era Grișu. Mi-aduc aminte de acest om, Grișu. Deci Grișu a colaborat. Ce personaj de la Bacău, îl saltăm pe Grișu. Deci acel om mai cu Chrome Studio, da. Deci el era, cum să zic, bișnițarul, că îmi cer scuze, nu este cu răutate. Nu, că nu se supără Grișu, stai. Care făcea rost, ce vrei, mă? Păi vreau și eu Das FX. Da, frate. Das FX. Mâine. Mâine cadu Das FX. Nu știu ce făcea, cum făcea, dar mi-aducea ce vroiam. Înțelegi, Paule? Da, știu, deci, sunt multe personaje în țară care au, deci, contribuit, nu suntem noi... Punct și virgulă, era greu să te apuci de rap pe vremea aia. Era greu, erau resursele limitate, era accesul foarte greu. Acum este foarte ușor să ai acces la instrument. Păi, că despre asta și vroiam să vorbim, adică, până la urmă, tinerii din ziua de azi ar trebui să asculte trap, să n-asculte, să se orienteze spre altceva, să facă trap, dar să n-asculte trap, nu știu care e... Părerea mea, știi că primești și pe Facebook fel de fel de demo și îmi scriu băieții și by all means, le ascult pe toate și puștii și chiar le dau sfaturile care... îi coafează, ca să zic așa, știi, că sunt mulți care n-au nicio treabă, știi, adică dacă faci ceva și simți, dai drumul pe ceea ce simți tu, nu stai să te influențeze, să... lumea e plină de instrumentale, YouTube-ul e plin, milioane de instrumentale să alegi, to choose from, și nu sunt foarte scumpe și poți să le iei și gratis până una alta, că dacă... Dar până la urmă, instrumentalele astea trap pe care le ai tu ai spus că le-ai cumpărat, da, și n-au fost ale ieftine mele, deloc. Da, stai, bine, stai puțin, că noi, ce fac eu e profesionist, adică profesionist, da. Eu le cumpăr drepturile de autor, mi le trimit canal cu canal, nu am hârtii semnate, la mine e altceva, dar mă refer pentru tânăra generație, știi, dacă vor să încerce să... Da, un tânăr artist, ce ar trebui să facă ca să se apuce de cântat trap? Să asculte foarte mult trap, în primul rând, să asculte, să vadă dacă îi place, sunt mulți cărora nu le place, nu este nicio problemă, fă boom bap, nu e nicio... așa, dar e plin YouTube-ul. Este plin YouTube-ul. Eu cum de instrumentale? Da, milioane de instrumentale, deci înainte era greu de procurat. Acum ai o câmpie de instrumentale, încearcă să-ți închipui că intri așa și vezi o câmpie plină de flori. Alegi ce-ți place și nu sunt scumpe, chiar dacă e dreptul de autor, poți să iei cu $20, $30 și îți trimite omul MP3-ul. Dacă vrei să lucrezi, nu canal cu canal, mă refer așa. Și ai instrumentalul tău, te bucuri, știi? Tu, din punct de vedere profesional, pentru că ai rostit cuvântul ăsta de mai multe ori, tu ți l-ai cumpărat numai track cu track, nu? Da. Deci, tu n-ai discutat cu MP3-uri sau chestii? Nu, pentru că am produs, sunt producător, am o experiență și nu poți să prezinți o piesă la radio sau să ai pretenții că cineva dacă nu sună cum trebuie. Și eu lucrez cu studiouri unde trag numai, mă rog, Mostar, Nines, rapperi de englezi, nu? Așa? Așa, unde ora de studie e 30 de lire, ora, și trag pe microfonul pe care trag eu Neumann U67, nu știu dacă... Deci unul dintre cele mai scumpe microfoane din lume. Și am posibilitatea, mă bucur că am posibilitatea să lucrez cu oameni top. Deci clar,
Gabi a fost cu mine, a tras, a văzut. Oamenii sunt... E COG. Băi, am tras și la Dobrică la Inesound. Ia, da, bagă-te mai încoa, bagă-te mai lângă mai. Am tras și la Dobrică cu un microfon super șmecher. Păi da, singurii care trag la nivelul ăsta... Unde a tras și Mafia, da, păi Mafia... au tras mai mulți. Păi vedeți, dar... că Ines e cam singura clădire exact construită pentru a fi studio. Exact, știi? Asta am să zic, dar este... calculată. Păi în toată este, România. Îți spun eu, ăla este un Sony CM800, că is part of Noion Game, care e 10.000 de euro. Ăla e singurul care se compară cu cele pe care trag eu. Am posibilitatea să... Contează foarte mult. Contează mult, frate. Mult. Deci de-aia... contează mai mult decât instrumentalul, crede-mă. Pentru că, știi cum e, pe stradă... Dar asta nu trebuie... Faci un beat din asta de și dai poets, cu aia. Sau Gabi, de ce Gabi spui, nu ce facem aici. Aici este un BPM și atâta tot. Vocea, microfonul, cred că e cel mai important. Asta nu trebuie să-i descurajeze pe cei tineri care... Cred că se aude destul de bine, uite, drept dovadă acum microfonul ăsta, da, se aude normal, perfect. Asta vreau să spun, că nu trebuie să-i descurajăm pe cei tineri să se gândească, a, păi costă mult. Nu, dați-i drumul cu ce aveți. Dacă ai pasiune, expune-o, nu sta pe loc. Dacă simți, fă-o, da, corect. Și fii true to yourself, adică fii real cu tine, nu cânta. Voi simțiți că ați putea face mai mult pentru noua generație? Sigur că da. Da? Deci sigur că da. Eu ajut și primesc și am chiar băieți cu care vreau să-i prezint să cânt cu ei. Nu este nicio problemă. By all means, mă găsiți peste tot, pe toate platformele. Puteți, da, să-mi trimiteți și în nicio general, problemă. Dacă putem, da, să ajutăm, de ce nu? Pentru că aici am greșit, Bogdan. Nu am pregătit Next Generation și de-aia se întâmplă ce se întâmplă acum. Dar ce se întâmplă de fapt? Pune-ne și nouă, ce vezi tu de acolo, cum ar fi? A, văd eu de acolo, păi văd, da, și de aici, că se vede la fel, sunt în aceeași... Păi tu ești conectat la scena hip-hop din România, nu? Clar, eu sunt... Deci au apărut, cum să spun eu, fel de fel de, nici nu știu cum să spun, nu mutanți, că ar fi prea grav cuvântul. Hai să fim sinceri acum, tu promovezi stilul trap. Da, da. Fratele tău COG te ajută, fratele tău Mari te ajută în a evolua, în a face ceva. Gândește-te că noi împreună am scos, repet, iar revin, track-ul milioane. Deci ăla este un beat de trap. Orice ai vrea tu, ăla e trip de ta trap făcut acum 10 ani. Mm-hmm. Da, facem? Că e 2005 ăla, nu? 2011. Cum facem? 2011. Mai, da, mult, de ce mult? Cum facem? Explică-mi și mie aici. Da, deci... Înțelegi ce vreau să spun? Adică... Cum să spun, noi putem, părerea mea că, nu știu, acum să te apropi și să te susțin, părerea mea este că muzica trap, beat-urile trap, ca să le faci corect și ca să ai flow corect și să ai versurile corecte, în primul rând, trebuie să treci pe stradă. Adică să fii real. Dacă nu ești real, degeaba. Și dacă ai fi real, și atunci e semn de întrebare, înțelegi ce zic, e foarte dificil, da, să o promuzi. Întrebare pentru Paul, de ce sună atât de diferit beat-urile trap produse afară față de cele produse în România? Tocmai asta am vrut să spun hai acum. Hai să spun o chestie, pentru că am să-ți răspund cu o poveste. O să faci ciorbă de văcuță cu ciorbă cu carne de pui? Gabi, stai puțin. Dacă eu nu aș fi fost în Anglia, 909 n-ar fi sunat cum sună. N-ar fi sunat. Din cauza ambientului, din cauza vieții în care trăiești. Și vreau să spun sincer, cât am fost acum în România, by all means, îmi iubesc țara și iubesc tot ce înseamnă românesc. Și ca dovadă cânt în română, puteam să cânt în engleză fără probleme. Nu pot să uit de unde am plecat și nu pot să las Pantelimonul fără de izbeliște așa. De izbeliște, nu că oricum se face treabă, dar... Hai să oferim și următorul pas, dar uite, când am venit acum în România, parcă nu mai vreau să fac nimic. E parcă panic, vreau să mă opresc. Vreau nervos. Știi, ambianța mă face să mă opresc și de-aia strapul și 909 sună. Dacă eram în România, poate nu sună așa. Sunt convins. De-aia sună afară ca afară, pentru că ei își fac beat-urile și ies pe stradă și văd Bentley-uri, Mercedes, Rolls Royce-uri, n-au griji, văd lumea altfel și obligat. Păi într-un clip de-al tău apare un McLaren, parcă, nu? Următorul clip, da, apare un McLaren, un prieten de-al meu care își arde cauciucurile, mașină 250.000 de lire. Mă rog, nu asta este problema.
e altceva. O sigur e 250.000? Da, tăi. Nu, sincer, trapul de afară sună ca afară și ca să-l faci ca afară trebuie să ai beat-uri de afară. Da, simți totuși că el e mai bine primit în UK decât în România? Obligă? Chiar dacă e în română? Da. A, tu te referi că românii din UK. Da, da sigur, da, da, pentru că da. Eu am prieteni, deci eu spun sincer, am prieteni care mă ascultă în mașină. Deci toți băieții care sunt la videoclip au venit la un telefon și oamenii mă ascultă în mașină, pentru că nu mai există Next Step în România. Okay. Să asculte ce din România? Adică, măi, ei nu se identifică cu nimic. Cum? Ei nu se identifică cu nimic. Păi cu ce? Au fost fan Mafia, normal, și ascultă și Mafia și tot ce și Paraziții și băieții care fac treabă. Dar cu nou val nu prea se mai, că ce să asculte, sincer? Din, că ai pomenit un nume mai devreme. Hai să fim serioși. Bă, amintiți de Two Life Crew ce făceau când erau și... Me So Horny, da. Băi, ieșea scandal să moară familia. Oamenii au deci ieșea scandal. Au fost arestați. De ieșea bătaie, ieșea pădie, erau de pe stradă, frate. Știi ce zic? Adică erau de pe stradă ăia, Two Life Crew, deci când veneau, au dat la președinte. Ca să, concluzionăm, față, să zic exact, așa, exact. Nu poți reprezenta fenomenul dacă nu ești de acolo. Clar. Deci trebuie să fii genuine. Clar. Oamenii care încă în România sunt number one, au fost acolo. Au fost, știi vorba. Da, da. Altfel n-ai cum și de-aia sunt cine sunt și de-aia sunt ascultați și de-aia sunt vedetele în România, pentru că au trecut prin ce au trecut. Exact. Restul, la un moment dat, se va opri într-un fel sau altul. Atâta timp când nu te uiți în oglindă, dimineața te scoli și zici, bă, I'm true to myself, this is who I am. Nu mint, am coloană vertebrală, ies pe stradă, sunt cine sunt. Adică nu mint în muzica mea, reprezint exact ceea ce sunt. Da, stay real. Exact cum fac eu. Eu nu cânt altceva decât ce am făcut, ce fac. Exact, esențialul. Facem. Esențialul este următorul, frate. Dacă faci... Eu mi-amintesc, scuzați-mă. Da, vă rugăm, domnul Cogi. Eu primul instrumental, sincer vă spun, mi-amintesc cu una pe scule, vă spun, Mari, fratele meu, primul instrumental care am putut să îl creăm noi vreodată în viața asta a fost pe casetofon, dublu casetofon. Normal, că să trăgeai după unul. Se numea Stereo... Sonic. Mort, doamne, iartă-mă. La mic. Deci nu te spăra, puneam de acolo, de acolo facem, de ce așa a început? Deci dacă nu simți cum... Pentru mine acum computerele astea sunt, cum să spun, avioane pentru mine. Adică pentru mine are valoare cum am început, crede-mă. Pentru mine are valoare. Nu aveai mijloace tehnice, da, nu e vina ta că... Nu e vina mea, o să te iau altfel. Nu e vina mea că eu, că virgula, acum nu... cum să spun, nu percutăm... nu percutăm ingineresc, ca să inginerie economică, da, da. Ce zic? Noi am pornit de acolo, noi avem mentalitatea aia veche, dar suntem dispuși la nou. Adică noi când, dacă facem ceva nou, gen trap, a venit un ăsta necunoscut, nu știe nimeni, să fim sinceri. Corect? Dacă totuși ar trebui să știe aia mai vechi. Ar trebui să știe aia mai vechi, dar aia mai vechi preferă să nu dea pagina înapoi, preferă să dea înainte. Nu te supăra, eu sunt Cogi de la MNG, eu reprezint ceva în țara asta. Vrem, nu vrem. El ce a făcut în viața lui? Când noi ne-am apucat de hip-hop, am avut un sprijin, repet. Am vrut Jack Riders, mai țineți minte Jack Riders, cum era acum 25 de ani? Ăla, da, da, da. Era ceva, avea Two Life Crew pe el, am zis, Paulică, vreau și eu geacă de-aia. Da, fratele tău, îți aduce geacă de-aia. De ce? Pentru că consider că cultura rap, dacă nu ești îmbrăcat, nu ești adecvat, nu ai flow, nu ai ștou cu tine, nu ești nimic, nu reprezinti nimic. Crede-mă ce spun. Da, nu, sunt nu, niște trapper, rapperi acum, sau cum se vor ei, Five Gang. No, nu, da, lasă. Nu, cer scuze pentru ei, ei sunt niște vedete la ora actuală, ok, nicio problemă, n-am nicio treabă. Dar spun așa, hai să mergem până în Brixton. A, lasă-mă. Nu, hai să mergem până în Brixton și să nu ne mai cunoaștem în Brixton, să vedem care, cum este treaba. Nu. Când cântăm despre ceva, nu te supără, eu am făcut hip-hop adevărat, prima mea piesă. Eu când am făcut hip-hop adevărat, am făcut hip-hop adevărat la modul corect. De ce? Am cântat pe un hip-hop adevărat instrumental,
am făcut niște versuri adevărate pentru România la vremea aia și am considerat că piesa se va numi hip-hop adevărat, de MNG cântat. Înțelegi? Da, mă, e o modă. Adică totul e pe stradă, totul este real. Dacă este nu e o real, modă nu acum avem în care nimic. Vloggerii fac anumit genul ăsta de muzică. Da, da. Am mai vorbit pe subiectul ăsta. Chiar e un subiect care deja mizează acum, numai pe content și calitatea contentului scade super mult. Corect, dar nu este ce... Ei spun că este entertainment. Ce trebuie să rețineți după această discuție este Paul PTM oficial, este canalul de YouTube și avem Instagram, și Facebook, peste tot. Toate platformele de streaming avem acolo, aveți albumul 909, adică 808 plus 101. Săptămâna viitoare se lansează Bagă în ceață, primul single după noul album cu videoclip. Trebuie să încheiem, să știți că am ajuns la finalul discuției. Vă mulțumim mult pentru participare. Așteptăm materialele în continuare. Iale e pățeavă și urmează să deja. Vedeți. Mulțumim foarte mult invitațiilor din această seară. Koji și Paul PTM direct de la Londra, UK. Reveniți în țară special pentru această putem emisiune. Să dăm și un live așa puțin să vedem dacă se poate și live, normal. Încearcă să vedem. Hai, să încheiem aici, vă lăsăm cu live-ul băieților. Ciao, Ciao. Respect România. Da, na, na.